Să citim un text foarte cunoscut. Am de vedere contextul în care ne găsim, adică cina Domnului. Am ales un text consacrat, un text care descrie în varianta lui Matei momentul în care Fiul lui Dumnezeu pe sărbătoarea evrească Paștele sau Pesach grefiază ceea ce numim noi cina, cea de taină sau cina Domnului. Și haideți să vedem ce spune Matei. Matei, capitolul 26, de la 26 la 29. Matei 26, de la 26 la 29, pagina Scriptură 956. Pe când mâncau ei, adică Domnul Iisus cu ucenicii, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat pe Domnul, da? A frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat ucenicilor, da, zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți, spetarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Tată care ești în ceruri, îți suntem recunoscători pentru cuvântul Scripturilor, pentru acest dreptar, pentru acest ghid al adevărului. Mulțumim că a ajuns până la noi și îl avem la îndemână. Mulțumim pentru Duhul Sfânt pe care l-ai trimis să lumineze mințile noastre, să ne deschidă inimile și să înțelegem adevărul Scripturii. Și în același timp să primim puterea prin Duhul Sfânt să aplicăm adevărurile Scripturii în viața noastră zilnică, viața personală, viața de familie, viața de comunitate, oriunde ne-am găsit. Tată, suntem în fața acestei realități pe care Domnul Iisus a trăit-o în urmă cu 2000 de ani. Și de când este biserica Domnului Iisus, se celebrează cina din seara aceea. Doamne, te-aș ruga să îngădui Duhului Sfânt prezent între noi și noi să ne descopere adevărurile pe care vrei să ni le comunici astăzi cu privire la ceea ce s-a întâmplat atunci acolo și la impactul și importanța extraordinară a jertfei Domnului Iisus Hristos, care este oglindită în ceea ce facem și noi astăzi, când frângem azima aceasta și când luăm o gură din mustul acesta. Doamne, așa că acest adevăr, scos în evidență de evenimentul istoric și de practica bisericii, să ne pătrundă mintea și inima și să înțelegem puterea noului legământ simbolizat de sângele Domnului Iisus Hristos, vărsat și exprimat prin ceea ce noi consumăm în mustul acesta. Doamne, lucrează la mințile noastre și fă-ne de cunoscut cuvântul Tău și fă-l viu și activ în noi fiecare, astăzi, acum și aici. Amin. Luați locurile, vă rog, frați și surori. Cine este curios și la cine îi place să deguste un pic din istoria bisericii, constată lucruri foarte ciudate legate de biserica lui Hristos în scurgerea timpului. Și unele dintre cele mai ciudate evenimente pe care istoria le scoate la iveală, ce privește viața bisericii, sunt legate tocmai de cina Domnului.
Au fost conflicte care s-au soldat cu moartea a nu puțin oameni legate de ce se întâmplă în mod concret când un credincios ia o bucățică de pâine, de azimă și o gură de vin sau de must. Disputele au fost atât de mari la nivel teologic și doctrinar, în special în perioada când biserica era un instrument al statului și biserica era atât de bine încuscită cu statul, încât era îngemenată cu statul, încât biserica folosea forța statului, puterea împăratului în a executa credincioși. Multe astfel de tragedii au fost legate de interpretarea cinei Domnului și de botez. Legate de cinea Domnului au fost momente în istorie când au fost executați creștini pentru că nu credeau că Iisus este prezent în carne și sânge, în pâinea și mustul sau vinul respectiv. Și au fost și încă sunt dispute foarte serioase și în perioada reformei anii 1500, peste 1600, când reformatorii s-au frământat și cu această chestiune. Pentru că sunt propovăduitori ai cuvântului care spun că în momentul în care un preot se roagă pentru pâine și pentru vin sau must, se întâmplă ceva cu cele două elemente fizice, adică se transformă efectiv în trupul și sângele Domnului Iisus. Această învățătură se numește transubstanțiere, adică în timp ce un preot ordina se roagă, pâinea se transformă trupul lui Iisus și mustul sau vinul în sânge. Deci astfel de propovăduitori susțin că cina Domnului nu își are impactul scontat de Hristos dacă la frângerea pâinii nu participă un preot sau un pastor. Nu intru în detalii, că nu ăsta e scopul mesajului de astăzi, doar am să spun că sunt frământări încă până astăzi. Imaginați-vă că încă în zilele noastre, și noi am întâmpinat asta când am pornit Biserica Betela cu 30 de ani, fratea mea în vârstă spune: frate, nu atenție ce faceți cu ce rămâne la cină, că trebuie ars în foc. De unde știa asta? De unde a zis? Pentru că ce rămânea din mielul pascal trebuia să fie ars în foc. Da? Vezi, Exod. Și fați atenție, ce rămâne din musă, nu cumva să aruncați și puneți-l la rădăcina unui copac. Știți lucruri penibile. Dar există în mentalitatea unor oameni frica asta că aceste elemente sunt sacre și că nu le poate atinge nimeni și dacă n-ai grijă ce faci cu ce rămâne, riști pedeapsa lui Dumnezeu. Asta pentru că se asociază elementele cu ce s-a întâmplat cu mielul pascal, vis-a-vis de care Dumnezeu a avut niște reguli foarte severe. Sigur, în cealaltă extremă sunt oameni care efectiv banalizează, trivializează cina Domnului. Nu se gândesc nimic. Amândouă extreme sunt periculoase. Nu pot spune dacă intri cu mașina în șanțul din dreapta, măi nevastă, ce bine că n-am intrat în șanțul din stânga. Nimeni nu spune asta. Ori în ce șanț intri cu mașina, e baie că ai străcat-o, ori partea stângă, ori partea dreaptă. Scriptura ne spune să umblăm pe mijlocul cărării neprihănirii. Să fim foarte atenți. Scripturile niciodată nu ne lasă în confuzie. Sigur, cina Domnului este o practică foarte importantă pentru biserică. Domnul Iisus a lăsat două porunci legate de practici ale bisericii. Știți care sunt astea? Prima este aceasta și a doua, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, da? Combina acum Marcu cu Matei. Pe oricine crede, botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățați ce v-am poruncit eu. Deci, cina Domnului și botezul sunt cele două, hai să zic, acte de cult, cum ne numim noi în limbaj modern, rendite de Hristos. În rest, Hristos Domnul n-a lăsat rânduieli legate de sărbătorile noastre
Botezul este un act unic prin care se vizualizează intrarea în trupul lui Hristos, în trupul tainic al lui Hristos, biserica lui, și cea Domnului este acest act repetitiv prin care biserica își amintește mereu și mereu că suntem mântuiți nu prin ce am făcut noi, ci prin ce a făcut Dumnezeu în Hristos. Ne uităm acolo nu la moartea noastră, în primul rând, ci la moartea lui Hristos pentru noi și noi ne identificăm cu Hristos în moartea și în învierea Lui. Acum, aș vrea să recitesc versetul 28 și o să rog băieții să lase pe monitor versetul suficient până când trecem la altul. În timp ce Domnul Iisus ia un pahar din mai multe pahare de pe masa pascală și mulțumește Domnului pentru el, le dă ucenicilor să bea din el și le spune așa, căci acesta era vin amestecat cu apă, după obiceiul lor, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți. Și o să încercăm să înțelegem astăzi, cu ajutorul Duhului Sfânt și al cuvântului Scripturii, la ce s-a referit Domnul Iisus când a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți de la păcatul. În ce sens? La ce face aluzie Domnul Iisus când vorbește despre legământul cel nou? Ce se trece prin minte când auzi conceptul de legământ nou? Ce se trece prin minte? Că a fost și unul vechi. Nu neapărat că l-anulează. Când zici, mă, am o mașină nouă, înseamnă că... Da? Am o casă nouă. O haină nouă. Când transmiți cuiva că ai ceva nou, în mod implicit, fără să folosești cuvinte, tu comunici faptul că ai avut ceva vechi înainte, așa ai? Și Domnul Iisus folosește sintagma aceasta în seara în care este trădat, și le spune la ucenici că ceea ce El le oferă este sângele Lui, și anume sângele legământului cel nou, legământul cel nou. Acum, aș pune întrebare un pic mai grea și e foarte, foarte dificil să încercăm să înțelegem ce a fost în mintea ucenicilor când l-aud pe Iisus spunând așa. Ce au înțeles ei oare? S-au gândit ei la legământul cel vechi, că trebuia să fi fost unul? S-au gândit de ce asociază Iisus sângele, mustul acela, vinul acela cu apă, cu legământul cel nou și la ce se referă? Știau ei, aveau ei în minte conceptul de legământ nou? Deci este lucru care, atunci când le citești, e important să lași creierul să pui întrebări, să te frămânți, să frămânți cuvântul și să te rogi să înțelegi. Vreau să spun că eu m-am frământat foarte mult. La cina Domnului, de regulă, nu punem texte, ci lăsăm libertate. Ieșim din ciclul de mesaje pe care l-am gândit sau din carte pe care am gândit-o, și lăsăm libertate până în ultimul moment și până aseară încă n-am știut. Nu înseamnă că am stat așa, am dormit și am zis, Doamne, dă-mi, te rog, un cuvânt pentru biserică. Nu, ce m-am frământat, ne-am frământat mintea, pentru că nu știam ce vrea concret Dumnezeu să ne comunice. Și la un moment dat, frământându-mi mintea cu evenimentele legate de cina Domnului, și cu texte din Scriptură, am zis, stai puțin, hai să îmi propun să înțeleg pentru mine mai bine de ce Domnul Iisus vorbește așa și de ce declară că sângele Lui este sângele legământului cel nou. Și hai să vă spun ce am înțeles, în speranța că poate vă prinde bine și vouă sau dumneavoastră celor mai în vârstă. În primul rând, înțeleg că Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre un legământ nou și mai ales despre sângele care ratifică, care validează acest legământ, în mod logic mă duce cu gândul la legământul cel vechi.
Și dacă ne uităm în Cartea Evrei, și chiar m-am gândit, fraților din Consiliu, când vom termina circul de mesaje de dimineață care vorbesc despre întâlnirea Domnului Iisus cu oameni, bărbați și femei ca noi, să luăm Cartea Evrei, pentru că este foarte importantă. Și acolo autorul, prin Duhul Sfânt, încearcă să arate de ce legământul cel nou este incomparabil mai important decât cel vechi. Și haideți cu mine un pic în capitolul 8 din Evrei. La un moment dat, când te uiți cum vorbește autorul despre legământul cel vechi, un pic te sperii. Ia uitați-vă, 8:13 Evrei, da, 8:13. Prin faptul că zice textul, vom vedea imediat, un nou legământ a mărturisit că cel dintâi, adică primul, este vechi. Iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Nu știu alte nații, dar noi românii suntem niște specialiști în a păstra lucrurile vechi. Dacă veniți la noi, când bag mașina în garaj, trebuie să fiu foarte atent, că am pachete, cutii cu tot felul de vechituri, în față, pe rafturi, tot felul de pachete cu vechituri. Și mă întreb, când le țin? În pod, în beci, cine are beci? Voi știți, noi ținem, dai jos dulapul, mă, da, dacă îmi trebuie cândva în greidine, dacă îmi trebuie cândva să fac un coteț, dacă îmi trebuie să fac niște rafturi, ca așa, ai pune, luați nevastă, găsește o sârmă, poate îmi trebuie sârmă asta, aleg un furtun cu ea. Noi ținem vechiturile până când, uite așa, nu mai intrăm, nu mai putem intra nici în garaj, nici în pod, nici în beci, că avem vechituri. Butoiul ăla vechi poate mai trebuie, măcar că e pit, poate trebuie la ceva. E grevia asta, cine știe ce apare? Ei, textul spune aici, în Evrei 8:13, că cei învechit, ce-a îmbătrânit, e scos din us. Acum, e normal, cândva acele lucruri care astăzi sunt vechi, ne-au prins tare bine. Mașina veche ne-au prins bine. Așa-i? La toți ne-au prins bine. Na, asta, când a luat-o pe asta, nouă, nu zici, nevastă, să ține mașina asta veche. Nu mă pot dezlega sentimental de ea. Păi asta e prima noastră mașină, dar e de 30 de ani veche. Nu, am luat una nouă, asta veche. Ori o donez, ori o dau la fier vechi, o arunc, că n-are rost să mă ocupe spațiu. Cândva ce a fost vechi a fost nou și a fost foarte bun. Deci cândva legământul cel vechi a fost foarte bun, a fost foarte necesar, a avut un mandat, un scop, pentru că Dumnezeu l-a adus în istorie. Hai să pun acum o întrebare. La ce se referă legământul cel vechi? Sau primul legământ? Primul legământ. La ce legământ se referă? La care? N-am înțeles. Toni spune că legământul cu Avram. Dacă e legământul cu Avram, aparent este cel mai vechi. Dumnezeu face un legământ cu Avram și îi promite în Genesa 12 că îl va binecuvânta, că în sămânța lui va binecuvânta toate națiunile pământului. Întrebare. S-a anulat acel legământ? Hai să ne gândim. Hai ne uităm în Genesa 12, acolo e legământul acesta, da? Sigur, mi-am și în 17, 1, dar dacă vreau de vechime, hai să ne uităm dacă Toni l-a pomenit. Genesa 12:1. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile, națiunile pământului, vor fi binecuvântate în tine, în tine. Întrebare. A anulat această promisiune Domnul lui Avram? A anulat-o? Nu. Spune mai târziu Pavel în Galateni că sămânța din care urma să fie binecuvântate națiunile lumii era Domnul Iisus și în Genesa 17 Dumnezeu înnoiește legământul acesta cu Avram, apoi îl înnoiește cu Isaac și cu Iacov. Pentru că esența legământului avramic era că în sămânța lui Avram, care este Hristos, toate națiunile globului vor fi binecuvântate. Înseamnă că nu la acest legământ se referă. Se referă Domnul Iisus Hristos. Atunci la care? Care? Legământul cu Moise în Exod.
în Exod. Vă amintiți? Când ajung la muntele Sinai, după ce iese din Egipt, Dumnezeu își cheamă poporul. Hai să citim, da. Exod 19. Vom face aluzie un pic la textele Scripturii, că e important. Puterea este în cuvânt, frați și surori, da. Exod 19, citesc la versetul 5 deocamdată. Iată ce comunică Dumnezeu prin Moise poporului, tocmai eliberat din Egipt. Acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copilor lui Israel. Și apoi, din capitolul 20, 21, 22, 23, începând cu capitolul 20, la primele versete, Dumnezeu rostește decalogul, cele 10 porunci sau legea morală a lui Dumnezeu, care definește păcatul. În celelalte capitole, până la 23 inclusiv, Dumnezeu explică, detaliază cele 10 porunci. Și ascultați ce se întâmplă în capitolul 24. După ce Dumnezeu oferă decalogul și explicarea lui în mici detalii, relația cu Dumnezeu și cu semenii, în 24, versetul 6, citesc și 5. Moise a trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel, da, să aducă Domnului arder de tot și să junghe tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchin, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului, știți că erau legea, ce zice porunci, a fost scrise cu degetul lui Dumnezeu. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Și atenție mare acum. Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Ok? Ăsta e legământul făcut de Dumnezeu cu poporul Israel prin intermediul lui Moise la muntele Sinai. Legământ ratificat sau validat prin sângele animalelor. Dacă ne uităm în Evrei, hai citim în Evrei capitolul 9 acum, versetul 18, citeți la 16, un principiu foarte important, deci Evrei 9 cu 16. În adevăr, acolo unde este un testament, și în ce are un testament, da? Trebuie neapărat obligatoriu să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere, nu devine valid decât după moarte. N-are nicio putere câte vreme trăiește cel ce l-a făcut. Adică cine promite, un părinte promite că lasă moștenire copilor lui. Câte vreme în viață părintele, copiii nu intră în posesia moștenirii abia după ce moare. Nu, atenție! Principiul ăsta determină pe autorul Evrei să spună așa, 18. De aceea, datorită acestei rațiuni, și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Am citit ce s-a întâmplat, auziți? Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi cu apă lână stacojie și isop, a stropit, atenție, cartea, adică acele table cu legea, a stropit cartea și tot poporul și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. Deci, e vorba de primul legământ făcut de Dumnezeu cu poporul Israel prin Moise, când a dat legea și ca să-l ratifice, au fost sacrificate animale și cu sângele acela s-a stropit și cartea legământului și poporul. Acesta e sângele legământului poruncit de Dumnezeu. Domnul Iisus, în seara trădării, când mulțumește Dumnezeu că a sosit momentul în istorie, a zis, acesta-i sângele meu, sângele noului legământ care se varsă pentru voi. Acum,
La un moment dat, Dumnezeu în istorie face o afirmație prin Ieremia. Haideți cu mine în profeția lui Ieremia, capitolul 31. Ieremia 31. Cu versetul 31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Oare și-a amintit vreunul din cei 12 ucenici în seara aceea de promisiunea asta, de nou legământ? Pentru că Domnul Iisus folosește același limbaj. Acesta e sângele noului legământ. Recitesc 31 din Ieremia 31. Iată vizionul, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea, unde? În interiorul lor. O voi scrie în inima lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Nici unul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele sau zicând, cunoaște pe Domnul. De ce? Ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, ce Domnul, căci îi voi ierta, sau le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Dați-mi voi o întrebare și o să-mi pun și altele în continuare. Au putut ține cei din Israel, poporul lui Dumnezeu, legământul făcut cu ei la Sinai, au putut? Nici unul. La un moment dat zice Dumnezeu printr-un profet, caut un om, îmi trebuie un om, unul singur, și nu găsesc. Dacă găsesc unul, salveze Dumnezeu lui, n-a găsit niciunul. O altă întrebare. Știa Dumnezeu că ei nu vor putea păstra legământul? Știa? Știa. Atunci o întrebare, la fel de logică. De ce i-a împovărat Dumnezeu cu un legământ pe care știa că nu-l vor putea ține? Hai să aduc lucrurile în bătătura unei familii obișnuite. Noi ca părinți, de atâtea ori le spunem la copiii, nu fă asta, nu fă asta, nu te duc acolo, nu fă, nu fă, nu fă, nu fă. Suntem convinși că vor călca aceste reguli. Suntem convinși? Da, atunci de ce le dăm? De ce le dăm? De ce le dăm? Se protejam? Orice părinte, chiar și ce nu cunoaște pe Dumnezeu, spune, bă copilă, vezi că nu-i bine să faci asta, asta, vezi că drogul este periculos, vezi că alcoolul e periculos, vezi că, vezi că, vezi că, vezi că. Noi știm că nu pot, dar noi știm ceva, că au nevoie de niște limite. Prin aceste reguli, ca și cum construim un gard în jurul lor, când îți mici copiii nu pot sări peste gard, dar când îți mari, dacă nu pot sări peste gard, fac o gaură în gard și tot ne calcă regulile. Dumnezeu știa foarte bine că poporul său îi va călca regulile. Tocmai de aceea a gândit un sistem atât de complex de jertfe. Toată cartea Levitic aduce la ivel acest sistem sofisticat de jertfe în care Dumnezeu, ca să-și apere onoarea, a gândit tot felul de jertfe, pentru tot felul de păcate, ca să rezolve cumva ceea ce numim dilema lui Dumnezeu. Toți au păcătuit. Și Dumnezeu, în istorie, a rânduit prin vechiul legământ ce a făcut cu Moise un sistem de ritualuri prin care omul care comitea păcatul să aibă conștiința cumva că Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu încă nu era justificat. Vă amintiți că în ziua
Iom Kipur sau ispășirii, Levitic 16 acolo, întâmplă asta, vă relatez doar, poporul era adunat în fața preotului, a marelui preot, înaintea templului sau cortului mai demult, și marele preot rostea toate păcatele, o listă imensă, încerca să-l scape pe nimic, toate păcatele națiunii, da? Apoi, toate aceste păcate rostite le muta pe un țap numit al lui Azazel și punea mâinile pe țapul ăla și toate păcatele le muta pe țap. Și apoi ce făcea cu țapul? Nu-l omora. Ce făcea? Știi ce făcea cu el? Trimitea în pustiu. Întrebare, ce se întâmpla cu păcatele de pe acel țap? Se prăpădea, murea de foame, cădea într-o gropă, într-o rupă. Dar ce făcea Dumnezeu cu acele păcate? Se aduna undeva unde. Și diavolul, foarte inteligent, nu-i drept, nu-i drept, toate muntele de păcate. Ei, Dumnezeu a avut în vedere ca într-o zi, prin nou legământ, să rezolve acel munte de păcate și printr-un sânge special și sfânt să rezolve păcătoșenia oricărui pământean și să ofere o soluție pe care vechiul legământ nu o putea rezolva. Mă întorc înapoi în familie. Un părinte are două opțiuni ca să-și crească bine un copil. Unul se tot spune regul, nu fa asta, să lege cu, ca pe o marionetă de asta, păpușică, să-l tragă de sfori, aia nu, să lege gura, să lege, nu poate. Asta e prima variantă, a doua care-i. Ce-ar face? Cum ar putea un părinte să schimbe gândirea copilului? Ar fi grozav! Dacă pruncul ăsta de 3 anișori ar avea o gândire a unui adult, să știe că nu-i bine într-adevăr să facă răul ăla și care consecințe devastatoare. Primul legământ oferit legea pe table. Nu fă asta, nu-i voia asta. Nu intru în detalii. Au fost 613 legi, că le-au mulțit farisei și cărturarii. Dar atenție, toate erau reguli ce lucrau la exteriorul omului. Niciuna n-a putut schimba interiorul. Niciuna. De aceea, nou legământ, și ne ducem înapoi în Evrei, în Evrei, capitolul 8. Versetul 7 spune așa, Evrei 8:7, pagina 1180. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur sau fără defect, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci, atenție, acum interpretează apostolul afirmația pe care ne-am citit-o în Ieremia 31. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să se scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de, zice Domnul, dar atât legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Uitați-vă, primul lucru care face prin acest nou legământ, voi pune legile mele în mintea lor. Voi scrie legile mele în inimile lor. Nu pe bucată de hârtie și pe bucată de lemn. Nici cum zice Iov, voi scrie cu un priboi de fier în stâncă să rămână. Poți să scrii legile tale pe plăci de aur copilului, că-ți fură placa de aur. Cu tot cu legea nu fura, îți fură placa cu tot și o vinde. Și își cumpără droguri. Dumnezeu a zis, voi pune legile mele în mintea lor. O voi scrie în inima lor. Extraordinar. Și pentru care legea lui Dumnezeu este înscripturată în mintea și în inima mea, e ștanțată în conștiința mea, în creierul meu, se întâmplă o resetare a gândirii mele. Și următoarea minune, uitați care este, ia uitați. Eu, versetul 10, partea 2, voi fi Dumnezeul lor. Pe momentul în care gândirea noastră, ca lui Dumnezeu,
în mod logic, consecința imediată e că Dumnezeu devine Dumnezeul nostru și noi poporul Lui. Și când legea Domnului în mintea mea și în mintea ta și în mintea ta și a fiecăruia și în inima mea există legea lui Dumnezeu, nu mai zic, mă, cunoaște pe Domnul. Păi știu, mă, Nelule, îl știu. Nu trebuie să spun, Marine, nu zic, mă, fiule. Nu. Nimeni nu va mai spune, bă, să-L cunoaști pe Domnul. Bă, nu-i bine asta. Nu. Toți îl vor cunoaște. Ia uitați-vă. De la cel mai mic până la cel mai mare, versetul 11. Stați-vă ce cunoaștere profundă. Pentru că le voi ierta, pentru că le voi ierta nelegiuirile. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărăjile lor. Acum am încă o întrebare. Nu-i simplă. Cum? Prin ce metodă? Prin ce tehnologie? Poate Dumnezeu, Creatorul nostru, să-mi scrie legile Lui în minte și în inimă? Cum? Hai să nu uităm. Ezechiel 36. Versetul 25 în jos. E un pasaj pe care îl recomand să vi-l notați undeva, să țineți minte. Mereu mă gândesc la el. Ia uziți. Pagina 842. Dumnezeu spune așa. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da, aici este taina, o inimă nouă. Voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din corpul vostru inima de piatră, rezistentă la legea Domnului, da? Și voi da o inimă de carne. Și acum, uitați prin ce tehnologie face asta Dumnezeu. Voi pune Duhul meu, adică Duhul Sfânt în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Cum poate un pământean ca mine și ca tine să păzească legea sacră lui Dumnezeu? Numai și numai și numai în momentul în care Dumnezeu își pune Duhul Sfânt în mine și prin Duhul Lui ștanțează în mintea mea și în inima mea legile Lui. Adică, legământul din tâi a încercat să creeze garduri și să ofere repere pentru omul exterior. Omul interior n-a putut fi rezolvat. Legământul cel nou în sângele lui Hristos aduce această transformare interioară. Vă amintiți că Ioan Botezătorul spunea, eu vă botez în apă, asta știu să fac, e simplu. Ceea ce vine după mine are altă lucrare. Pătrunde în interiorul vostru. El botează în Duh Sfânt. El înnoiește omul lăuntric, transformă gândirea, afectează voința, aliniază omul la ascultarea de Dumnezeu. Și pentru ca Dumnezeu se poate face treaba asta. Și acum, primul legământ a fost ratificat cu sânge de animal, al doilea, sau legământul cel nou, va fi ratificat cu sângele Domnului Iisus. Hai să citim asta în Evrei, tot în Evrei. De asemenea, cartea Evrei este o carte extrem de importantă pentru Biserica Creștină. Evrei 9, cu versetul 13. Căci dacă sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățare, atenție, ce curățare? A trupului. Acum ne avem șampoane, da? Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși, jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța, atenție, conștiința, înseamnă cuget, cugetul vostru de faptele noastre moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Deci în vechiul legământ se opera curățarea asta exterioară a trupului, în nou legământ, sângele lui Hristos curăță conștiința de vinovăția păcatului, de apăsarea păcatului, da? Ca să slujim Dumnezeului cel viu.
Și tocmai de aceea este El, adică Hristos, mediatorul unui legământ nou, pentru că prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abatele făptute sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost promisă. Luați bestostinele, acesta este sângele meu, sângele noului legământ care se varsă pentru iertarea păcatelor voastre. Frați și surori, dragi prieteni, singura noastră șansă să trăim așa cum ne-am dorit și noi și așa cum Dumnezeu a intenționat când ne-a creat, este să acceptăm și intrăm în legământ cu Dumnezeu prin lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în calitate de miel de jertfă lui Dumnezeu. Problema conștiinței mele și a tale n-o rezolvă niciun ritual, niciun preot, niciun sobor de preoți, niciun sobor de pastori, nimeni, ci moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Ce păcat că unii dintre noi încă trăiesc sub vechiul legământ. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare Coloseni, de exemplu, spune Pavel asta. Și nu se știu bucura de harul adus de Hristos Domnul, care prin Duhul Sfânt așează în mintea și în inima noastră legea Dumnezeului cel viu. Îmi doresc pentru Biserica Betel o înțelegere cât mai clară acestui har. De-a puterea noului legământ constă tocmai în abilitatea pe care Duhul Sfânt o dă credinciosului să trăiască în ascultare de Hristos. De această putere lăuntrică de a birui păcatul și când este birit de păcat accidental, să alerge la sângele Domnului Iisus Hristos, la sângele noului legământ, să primească prin credință iertarea de păcat. Noi astăzi celebrăm cel de-al doilea legământ, legământul cel nou îl numim, legământul cel nou numește Hristos, adică intrarea noastră prin credință în Hristos în relație cu Dumnezeu Tatăl. El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Lui prin ceea ce a făcut Hristos, nu prin ce am făcut noi. De aceea fiți bineveniți în nou legământ prin sângele Domnului Iisus care s-a vărsat pentru noi.